Atacul asupra Moldovei a fost pornit de Partidul Comuniștilor cu mulți ani în urmă și a atins apogeul la 7 aprilie 2009. Până acum noi am rămas doar cu întrebări. Cine a organizat vandalizarea președinției și a Parlamentului? Cine a omorât tinerii? Cine a distrus vieți? Cine a scufundat cel mai mult Republica în disperare? Cui au convenit tortura și distrugerile? Cine va plăti și cine va încasa plata? Unde va ajunge Republica Moldova condusă de asemenea huligani politici? Comuniști au stat. Ei au făcut chestia asta. Comunist, это заговор. Это все продумано. Против оппозиции, чтобы выставить ее в плохом свете, чтобы утвердить власть. Воронеж комуниști. Фостони сценарию били организат де кондучере актуала от статуи. Înseamnă că domnul Воронин o așteptat și o făcut pașii cei care îi scumbineau pentru dânsul. Он о народе не думает. Страшные события. Автор кто этого? Ну, я считаю, коммунисты. Я не верю, чтобы оппозиция этого сделала. Convenabilul, cred că le-a fost comuniștilor și pus la cale tot de comuniști, dar printr-o metodă așa că sparg partidele de opoziție au influențat și au dus la toate la producerea acestor evenimente aici, în teritoriul ăsta unde ne aflăm acum. Sigur că comuniștii au făcut-o!